Mă bucur să fiu cu voi în dimineața aceasta, mă bucur că pot să mă închin împreună cu voi. E un mare har, să știți, e un mare har că putem să ne închinăm împreună. Și ar trebui să fim plini de bucurie, ar trebui să fim plini de pasiune. Am cântat că vom striga... Ce mare e Domnul! Aveți curajul să strigați aici, ce mare e Domnul! Ce mare credincioșia Lui! Aveți curajul? Sau vii rușine că... Aveți? Slavă Domnului! E bun, e bun! Aș vrea să împărtășesc cu voi câteva gânduri în dimineața aceasta și... Voi trage amvonul ăsta mai în spate. Mă simt așa de ciudat în spatele Lui. Bun, așa. Vreau să împărtășesc cu voi câteva gânduri și aș începe cu o întrebare. E o întrebare destul de grea, dar e o întrebare pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne-o punem. Și întrebarea e în felul următor. Dacă nu ai mai fi, dacă nu ai mai fi, cine ți-ar simți lipsa? Dacă nu ai mai exista pe pământul acesta, cine... Ți-ar simți lipsa? Ți-ar simți cineva lipsa? Ți-ar simți familia lipsa? Ar putea spune copiii tăi, atât de dor mi este de tata. Mi-așa de dor de discuțiile pe care le aveam cu el. O, cât de lucruri interesante aflam de la el. De fiecare dată când aveam nevoie de un sfat, știam că pot să stau de vorbă cu el și îmi dădea niște sfaturi extraordinare. Ar spune asta copiii tăi despre tine? Sau ori spune, tata, tata era tot timpul plecat. Cu tata nu prea am amintiri. De tata nu prea mă amintesc, el nu era niciodată acasă. Ar spune copiii tăi, așa de dor îmi este de mama, așa de dor îmi este să mai aud din nou povestirile alea din Biblie, toate lucrurile pe care ea mă învăța, mi-e așa de dor să mai fac lucrurile alea creative. Era așa de creativă mama. Întotdeauna făceam tot felul de jocuri foarte creative, foarte interesante. Am învățat multe de la ea. Sau ce ar spune copiii tăi despre tine? Mama era tot timpul stresată de curățenie și să facă curățenie și să facă mâncare și ne dădea tableta și telefonul și ne punea la televizor că era ocupată. Ce ar spune partenerul tău? Ți-ar simți cu adevărat lipsa partenerul tău? Simt mi dor de încurajările ei, mi dor de rugăciunile ei, mi dor de susținerea lui, mi dor de felul în care știa să lupte pentru familie, mi-e dor de felul în care știa să ne adune împreună ca și familie, să ne rugăm, să studiem împreună cuvântul. Dacă n-ai mai fi, cine ți-ar simți lipsa? Ți-ar simți colegii de la lucru, de la școală? Ți-ar simți lipsa? Ar putea spune, băi, ce păcat că a plecat de la noi. Era un om extraordinar. Era așa de responsabil. Orice chestie îi dădeai de făcut, știai că sigur o face și o duce până la capăt. Și nu oricum. O face într-un mod excelent. Își dă tot interesul, e un profesionist. Nu trebuie nimeni să-l verifice, nu trebuie nimeni să stea cu ochii după el. El nu trage chiulul, era un coleg extraordinar. Era un coleg care întotdeauna știa să te încurajeze. El, chiar și când era stresantă situația, chiar și când șefii aveau pretenții extraordinare de la noi, chiar și când aveam deadline-uri, el era tot timpul pozitiv, el întotdeauna ne încuraja, el întotdeauna vedea toate încercările astea, toate greutățile astea ca și o, ca și o oportunitate de a ne dezvolta și ni dor de el, îi simțim lipsa, pot spune colegii tăi de lucru. Ar putea spune, sau ori zice, cine? O ce, o lucrat aici? O fost aici? O existat? Ar putea spune colegii tăi, ni dor de el, ni dor de ea. A fost o colegă extraordinară, responsabilă. Și când ne lăsa profesorul să copiem, ea niciodată nu copia, ea niciodată nu copia. Pentru că avea principii serioase. Pentru că ea nu învăța pentru note, ea învăța pentru cunoaștere, pentru cunoștințe, pentru dezvoltare personală. Am învățat multe de la ea, am învățat multe de la ea.
Ți-ar simți lipsa? Ți-ar simți biserica lipsa? Dacă n-ai mai fi? În afară de dărnicie, de zecielne. S-ar simți lipsa. Ar putea spune biserica, ne-e așa de dor de el. Oricând puteai merge la el și știai că se va ruga pentru tine. Avea un dar extraordinar de mijlocire. Se simte în biserică că nu mai există și nu mai avem parte de mijlocirea lui, de rugăciunile lui. Se ruga cu orele pentru noi, pentru biserică. Se simte. Domnule, ne-a așa de dor de el, ne-a așa de dor când se punea la pian, când se punea la chitară, când cânta, exista o ungere extraordinară peste viața lui. Când își deschidea vocea, simțeai prezența lui Dumnezeu cum se coboară în mijlocul nostru. Ne-a așa de dor, îi simțim lipsa. Domnule, când veneai la biserică, prima persoană cu care te întâlneai era el, era ea. Extraordinar, te făcea să te simți ca acasă, avea un dar de ospitalitate nemaipomenit, nu? Te întâmpina cu bucuria aia, cu privirea aia unică. Te făcea să te simți bine primit, ne-e dor. Ar simți biserica lipsa ta dacă n-ai mai fi? Dar să mergem puțin mai departe, ar simți orașul lipsa bisericii dacă n-ar mai fi? Ar simți Oradea că nu mai există Bet Adonai? Ar simți lipsa bisericii? Sau orașul ar merge mai departe, viața ar merge mai departe și nimeni n-ar ști că am existat, că am fost. Sunt întrebări grele pe care ar trebui să ni le punem. Mai ales în contextul în care Domnul Iisus Hristos, dragii mei, ne provoacă și ne spune că noi, ca și creștini, ar trebui să fim oameni care să influențeze. Oameni relevanți pentru lumea, societatea în care trăim. Noi ar trebui să fim oameni cu impact. Noi ar trebui să fim vizibili în societatea noastră, în familia noastră, la locul de muncă, la școală, oriunde suntem. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 5. Și vreau să vă citesc câteva versete pe care probabil le știți, le-ați citit și le-ați recitit și poate unii dintre voi le știți pe de rost. Dar întrebarea este, sunt aceste versete o realitate în viața noastră? Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos, Matei 5:13. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Dacă îți pierzi gustul, cum îți vei mai recăpăta puterea de a săra? Atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu mai este bună de la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Wow! Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, Hristos ne cheamă să fim relevanți, să fim vizibili în lumea aceasta în care trăim. Să fim sare, spune el, și lumină. Sunt două elemente vitale vieții, sarea și lumina. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la câteva caracteristici importante ale acestor elemente. Și să vedem ce putem învăța.
Și să vedem ce ar trebui noi să facem și cum ar trebui poate să trăim. În primul rând, Domnul Iisus Hristos ce spune? Voi sunteți sarea lumii. Voi sunteți sare, voi ar trebui să fiți sare. Ce înseamnă să fii sare? Există două lucruri foarte importante despre sare. Primul lucru important este că sarea transformă. Ori, în orice mâncare adaugi sare, gustul se transformă, gustul se schimbă. Nu există să pui sare într-o mâncare fără să nu-i schimbe gustul. Sarea transformă. Și noi suntem chemați să fim oameni care transformă lucrurile în jurul nostru, care influențează. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Pe oriunde mergea, cu oricine se întâlnea, viața celor oameni era transformată, viața celor oameni era schimbată pentru totdeauna. Cel mai relevant, nu-i așa, exemplu este viața ucenicilor. Iisus își alege 12 ucenici care nu erau nici învățați, care nu erau și nu proveneau nici din societatea înaltă, care nu proveneau nici din seminția leviților, nu erau nici preoți, nu studiaseră nici teologie, erau oameni simpli, oameni normali, oameni pe care dacă i-ai fi pus aici, înaintea bisericii și v-ați fi uitat la ei, ați fi zis, sau n-ați fi niciodată crezut că, domnule, ăștia, prin ăștia Dumnezeu poate să transforme lumea aceasta. Și așa de interesant, în momentul în care se întâlnesc cu Hristos, viața lor este transformată. Atât de mult se schimbă viața ucenicilor, încât îmi place așa de mult pasajul din Fapte, capitolul 4, versetul 13. Petru și Ioan se află înaintea fariseilor și spune în felul următor versetul respectiv, zice, când au văzut ei îndrăzneala cu care vorbea Petru. Zice, s-au mirat, au fost șocați, cu alte cuvinte. Știți de ce? Pentru că spune mai departe versetul, pentru că fariseii știau că nu sunt cărturari, știau că nu sunt oameni care să fi mers la școli teologice, știau că sunt oameni simpli, care nu impresionau cu nimic. Și acum fiți atenți ce spune, zice, și au cunoscut că au fost cu Iisus. Când i-au văzut pe ucenici, când au văzut îndrăzneala cu care ei vorbeau, când au văzut felul lor de a trăi, au cunoscut că au fost cu Iisus. Ori pe unde Hristos se ducea, oamenii erau transformați, da? Se întâlnește Domnul Iisus Hristos cu Zacheu. Zacheu, dragii mei, nu era... Ar trebui să ne uităm la Zacheu așa cum era el de fapt, nu cum poate avem noi cântecelul ăla cu Zacheu, era un om micuț, drăgălaș, ca mine, nu ca mine, ca copiii noștri, da? Drăgălaș, cum, care săracul de el nu putea să vadă pe Iisus și s-a urcat în dud, da? Sau mă rog, în pom. Zacheu era șeful vameșilor. El era, nu, caracatița. Era un om corupt, era un om rău, era un om care lua, fura de la oameni, le cerea mai multe taxe decât trebuia și își păstra câștigul. Era un om care s-a îmbogățit prin furt, prin corupție, prin mită. Nu era deloc un om drăgălaș, dragilor. Până când se întâlnește cu Hristos? Și când se întâlnește cu Hristos, Zacheu, șeful vameșilor, un om corupt, un om rău, un om care fura, un om care lua mită, ajunge să devină cu totul și cu totul o altă persoană. Și spune el, zice, voi da înapoi pe toți cei pe care i-am prejudiciat în vreun fel, le dau înapoi, mai mult decât le-am luat. Îmi dau jumate din avere, o donez, o dau. De ce? Pentru că s-a întâlnit cu Hristos și viața lui a fost transformată pentru totdeauna. Hristos, dragii mei, transformă realitatea din jurul lui. Hristos transformă viețile oamenilor. Hristos se duce să întâlnească cu îndrăcitul din Gadara după o zi în care predică toată ziua, vindecă oameni, eliberează oameni. Ar fi putut zice, vreau să mă odihnesc, dar se duce, trece Marea Galilei, ajungem de cealaltă parte în Ținutul Gadarei, unde era un îndrăcit. Un îndrăcit.
Un îndrăcit care deranja așa de mult încât societatea a zis, ieși afară din mijlocul nostru. Dar se întâlnește cu Hristos. Și când se întâlnește îndrăcitul cu Hristos, viața celui îndrăcit este transformată pentru totdeauna. Pentru că Hristos îl eliberează pe acel îndrăcit. Sarea transformă. Ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos. El transformă viețile celor din jurul Lui. Oriunde se afla, El influența, El transforma. Și Hristos ne cheamă să fim și noi astfel de oameni. Ești un om care influențează contextul în care trăiești, oamenii cu care trăiești? Sau poate că ești și tu ca și soldatul pe vremea când se făcea armată obligatorie. Vine un tânăr din armată și prima duminică vine la biserică și vrea și el să mărturisească cum a lucrat Domnul în viața lui. Și vine și spune, fraților, zice, slăviți să fie Domnul, zice, că un an de zile cât am fost în armată, nimeni n-a aflat că-s pocăit. Și aici trebuia să râdeți. Aveți voie să râdeți, știți? E de plâns, e adevărat, corect. Dar aici trebuia să plângem cu toții. Ești un om care influențează? Ești un om care transformă? Ești un om care dai direcție? Simte lumea prezența ta? Simt cei din jur prezența ta în viața lor? În al doilea rând, știți ce mai face sarea? Sarea protejează. Sarea protejează. Ea protejează mâncarea de a nu se strica. Ea protejează împotriva anumitor bacterii. Biblia folosește sarea sau Biblia vorbește despre sare ca și un mod de protejare, de protecție. Spune Ezechiel 16:4, zice, la naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă ca să fii curățată, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășurată în scutece ca protecție. Sarea protejează. Noi suntem chemați să protejăm. Noi suntem chemați să luptăm pentru cei care nu pot. Iisus este Cel care știe să protejeze pe cei vulnerabili, pe cei fără o voce. Iisus Hristos este Cel care știe să-i protejeze pe micuți. Micuții au venit și ei la conferința pe care o avea Domnul Iisus și ucenicii, nu, până și ucenicii Domnului Iisus, erau așa de deranjați. Domnule, vin ăștia aici și fac scandal. Luați-i, Domnule, și băgați în grupă. Să nu ne deranjeze pe noi ăștia, oamenii mari, oamenii importanți. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Nu. Lăsați copilașii să vină la mine. Ba mai mult decât atât, îi dă și exemplu. Zice, dacă nu veți fi ca și ei, nu puteți intra în împărăția cerurilor. Hristos îi apără pe cei micuți, pe cei vulnerabili. Hristos îi apără pe cei marginalizați. Hristos este Cel care o apără pe femeia prinsă în preacurvie. Societatea, oamenii din jurul ei erau gata să o sfâșie, gata să o termine, erau acolo cu piatra ridicată, gata să o lovească. Și Hristos intervine și ia apărarea. Nu apără comportamentul ei, o apără pe ea. Oamenii nu i-ar mai fi dat nicio șansă. Hristos îi dă o nouă șansă. Și așa de emoționantă discuția dintre Iisus și femeie. Când o întreabă Iisus, zice, unde sunt părâșii tăi? Unde sunt cei care au vrut să-ți ia viața? Unde sunt cei care au vrut să te termine? Și femeia spune, nu mai sunt. Zice, dacă ei nu mai sunt, dacă ei nu te condamnă, nici eu nu te condamn. Eu îți întind mâna pentru că vreau să-ți dau o nouă șansă. Du-te și nu mai păcătui. Și viața acelei persoane este transformată pentru totdeauna. Hristos este Cel care protejează pe cei fără apărare, pe cei fără voce, pe cei vulnerabili, pe cei respinși, pe cei abandonați. Oamenii cărora societatea le-a spus, n-avem nevoie de ei, sunt un gunoi, sunt o epavă. Hristos vine și le ia apărarea. Hristos este Păstorul cel bun, care își dă viața pentru oile lui, el lasă pe cele 99, nu-i așa? Și se duce după cea care s-a rătăcit.
Cea care a părăsit turma nu trebuia să părăsească turma. Dar se duce după ea pentru că știe că oaia aceea este vulnerabilă, pentru că știe că oaia aceea este în pericol, pentru că știe că oaia aceea poate să-și piardă viața și are nevoie de Hristos. Are nevoie de cineva care să o salveze și Hristos se duce, nu? Păstorul cel bun se duce să salveze oaia pierdută. Hristos este cel care protejează. Noi suntem chemați să protejăm, să avem grijă de cei marginalizați, de cei care n-au pe nimeni care să-i protejeze. Hristos este cel care îi protejează pe ucenici de răutățile fariseilor. De multe ori se leagă fariseii de ucenici. Și știți ce fac ucenicii? Ucenicii vin întotdeauna și se ascund în spatele Domnului Iisus. Ei știau că intervine Iisus și ne scoate din situația asta. De aceea când Domnul Iisus Hristos le spune la un moment dat, zice, uite, eu trebuie să fiu răstignit și voi pleca la Tatăl, ucenicii sunt șocați. Cum să pleci, Doamne? Băi, cine ne mai protejează pe noi? Cine mai are grijă de noi? Că noi ne simțeam în siguranță când eram cu tine. Ne simțeam bine când eram în prezența ta. Cum să pleci? Cum să ne lași? Hristos protejează. Pilda fiului risipitor este așa de relevantă, exprimă atât de bine caracterul lui Dumnezeu. Spune că de la distanță, când fiul se întoarce, de la distanță, zice, tatăl a văzut. Și știți ce face tatăl? Fuge să-l îmbrățișeze pe fiu. Fuge și îl îmbrățișează pe fiu. Și mulți teologi spuneau că motivul pentru care tatăl fuge să-l îmbrățișeze pe fiu este ca să-l protejeze. Știți de ce? Pedeapsa pentru ceea ce făcuse fiul era moartea prin pietruire. Și tatăl fuge să-l îmbrățișeze, pentru că dacă ar fi cineva care ar îndrăzni să arunce cu piatră, să lovească pe tatăl și nu pe fiul. Ești tu cel care îi protejează pe cei micuți, pe cei marginalizați, pe cei care nu se pot proteja? Suntem noi o comunitate care vede valoare în cei pe care societatea îi respinge și abandonează? Ce fel de creștini suntem noi? Mi-aduc aminte de o experiență foarte dureroasă a unei femei care locuia pe stradă și care mi-a povestit despre ceea ce i s-a întâmplat ei. Fetița ei s-a îmbolnăvit, s-a dus la medic. Medicul i-a cerut mită, i-a spus că nu are pentru că locuiește pe stradă. N-a vrut să opereze. A mai trecut o perioadă, sănătatea fetiței s-a înrăutățit, a trebuit operată de urgență, doar că operația ei i s-a infectat. Și când au dus-o înapoi la spital, starea fetiței era destul de gravă, au trebuit să o bage în incubator, să o pună la aparate. Și spunea, zice, a venit la mine din personalul medical și a spus, doamnă, să știți că ne costă foarte mult ca să ținem pe fetița dumneavoastră legat la aparate. Și ar fi mai bine să întrerupem aparatele. Și spunea ea cu lacrimi în ochi, spunea, zice, cum crezi că m-am simțit? Când au venit la mine și practic ceea ce mi-au spus ei este că viața copilului tău nu este așa de importantă ca viața altor copii. Doar pentru că tu ești de pe stradă. Doar pentru că tu nu ai bani. Doar pentru că tu nu ai un nume. Doar pentru că tu nu ai un statut social. E dureros. Și noi suntem chemați să-i protejăm pe astfel de oameni. Hristos ne cheamă să-i protejăm pe astfel de oameni. Creștinii din Roma, în Roma era un obicei, cei care aveau copii pe care nu și doreau, se duceau și abandonau pe dealurile din jurul orașului. Știți ce făceau creștinii? Se duceau și căutau pe astfel de copii abandonați. Copiii erau lăsați acolo să fie mâncați de fiarele câmpului, de animale sălbatice. Creștinii mergeau și îi luau. Ei știau că acei copii n-au nicio șansă și îi luau și îi creșteau ca și pe proprii copii. Pentru că asta ne învață Hristos. Asta ar trebui să fim noi. Asta ar trebui să facem. Să-i protejăm pe cei care au nevoie de ajutor. Asta înseamnă să fii sare a pământului. În al treilea rând,
Domnul Iisus Hristos spune nu doar să fim sare, ci să fim și lumină. Ce înseamnă să fii lumină? Spune, noi suntem lumina lumii. Ce înseamnă să fim lumină în lume? Ce înseamnă să fii lumină în familia ta? Ce înseamnă să fii lumină în orașul tău, la locul de muncă, la școală? Ce înseamnă? În primul rând, două lucruri foarte importante. În primul rând, dragii mei, lumina descoperă realitatea. Lumina descoperă realitatea, descoperă adevărul. Atunci când stai în întuneric, nu poți ști cine ești cu adevărat sau cum arăți. Poți ști anumite lucruri despre tine prin faptul că te pipăi, te atingi și vezi, îți dai seama de anumite lucruri despre tine, dar niciodată nu poți să știi cum arăți cu adevărat. În momentul în care se aprinde lumina și te uiți în oglindă, nu? Îți dai seama de identitatea ta, îți dai seama de cine ești cu adevărat. Asta face lumina, ne descoperă realitatea, ne descoperă adevărul. Și noi, spune Scriptura, suntem lumina lumii. Noi ar trebui să descoperim adevărul lumii în care trăim. Când oamenii stau în prezența lui Hristos, oamenii își dau seama de cine sunt, oamenii își dau seama de lucrurile din viața lor. Când Zacheu s-a întâlnit cu Hristos, nu? Iisus Hristos nu îi spune, bă, fii atent, ar trebui să te schimbi. Fii atent, ar trebui să... Nu! Zacheu își dă seama în prezența lui Hristos, care era lumina lumii. Zacheu își dă seama că sunt niște probleme grave în ființa lui, în persoana lui, în caracterul lui și spune, wow, trebuie să mă schimb. Când Isaia se duce în prezența lui Dumnezeu, știți ce spune Isaia primul lucru? Zice, wow, sunt un om cu buze necurate. În prezența luminii lui Dumnezeu. Ți se descoperă adevărul, tu vezi realitatea, vezi cum ești, vezi cine ești. Atunci când noi suntem în lume, atunci când noi suntem între oameni, oamenii ar trebui să vadă realitatea, să cunoască adevărul. Atunci când lași lumina lui Hristos să lumineze prin tine, oamenii ar trebui să cunoască adevărul și adevărul să-i facă liberi. Ești o astfel de persoană care luminezi adevărul lui Dumnezeu? Îl văd oamenii pe Hristos în tine? Știți ce spune Petru credincioșilor? Zice în 1 Petru 2 cu 12, zice să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca niște făcători de rele, deci chiar dacă nu le place de voi, chiar dacă nu le place de principiile și valorile voastre, chiar dacă v-ar urâ, spune, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Pentru că v-au văzut cum ați trăit, pentru că au văzut viața voastră, pentru că ați văzut felul vostru de a face lucrurile, felul vostru de gândire, de vorbire, în ziua cercetării, atunci când Dumnezeu se atinge de ei să spună, da, măi, vreau și eu viața asta, pentru că am văzut-o și în el, și în ea, și în toată lumea, din jurul meu, am văzut-o în Biserica Beta Adonai, am văzut-o în membrii ei, vreau și eu viața aceasta, am văzut ce înseamnă adevărul, vreau și eu adevărul. Și nu în ultimul rând, și cu asta vreau să închei. Lumina, dragii mei, nu numai că ne descoperă realitatea. Știți ce mai face lumina? Lumina dă direcție. Dacă te afli într-o pădure, în întuneric, n-ai nicio șansă să găsești drumul înspre casă, drumul înspre siguranță. N-ai nicio șansă, n-ai cum, că nu vezi nimic. În momentul în care se aprinde lumina, tu poți să te ghidezi, poți să vezi încotro să mergi, poți să vezi unde sunt pericole, poți să vezi unde sunt capcane, poți să vezi drumul. Și oamenii au nevoie de direcție. Oamenii au nevoie de direcție. Trăim într-o lume care ni se spune nu există adevăr absolut și nu există o societate mai dezorientată decât societatea în care trăim astăzi.
Oamenii aud o vorbă, a, ăla e adevărul, și se duc acolo și rămân dezamăgiți cu răni și spun, a, nu, ălalalt e adevărul, și se duc dincolo și se duc dintr-un adevăr în alt adevăr și-s debusolat și nu mai știu încotro s-o ia. Și Hristos ne-a încredințat nou adevărul Lui. Hristos s-a încredințat ție și mie adevărul și spune, faceți-l cunoscut oamenilor. Lăsați-i să vadă viața voastră, lăsați-i să vadă adevărul cum funcționează în viața voastră, pentru ca și ei să-L cunoască și să-L experimenteze și să fie liberi și să trăiască viața din belșug pe care vreau să o trăiți. Ce văd oamenii în voi? Văd adevărul în viața voastră. Care-i direcția pe care o dai celor din jur? Care-i direcția pe care o dai copiilor tăi? Ce văd copiii tăi? Știți istorisirea cu urme în zăpadă? Acel tată care suferea de patima alcoolului și într-o zi în care ninsese, el se îndrepta spre cârciumă și la un moment dat, pe la jumatea drumului, își dă seama că cineva îl urmărește și se întoarce și era fiul lui. Era fiul lui care pășea pe urmele tatălui său și îl întreabă, tatăl, ce faci? Și răspunsul copilului l-a marcat extraordinar de mult. Spune, fiul, calc pe urmele tale. Calc pe urmele tale, pe unde te văd pe tine că mergi, merg și eu după tine. Care-i direcția care o dai copilului tău în viață? Știți că sunt tineri care vin la mine și îmi spun, eu zic, eu nu vreau să merg la biserică. Am avut părinți și am părinți pocăiți și mă uit în viața lor și nu văd nimic din ceea ce îmi spun despre pocăință și despre viața cu Hristos. Eu nu vreau să merg la biserică, pentru că nu cred că e adevărat. Care e direcția care o dai copilului tău? Ce vede copilul tău în tine? Mi-aduc aminte de... Am avut harul să am niște părinți credincioși și mi-aduc aminte o experiență care mi-a rămas în minte. Eram la un moment dat fără mâncare. Și mama mea a spus, fiți atenți, toată lumea, ne adunăm, ne punem pe genunchi și ne rugăm. Și ne-am pus să ne rugăm. Și am spus, Doamne, Tu ești Cel care ne porți de grijă. Și mama ne spunea, avem un Dumnezeu care poartă de grijă copiilor Lui, trebuie să credem lucrul acesta. Și ne-am pus și ne-am rugat. Și în momentul în care am terminat rugăciunea, bate cineva la ușă. Era un frate de la o biserică de sat, la care tatăl meu le făcuse scările și balustrăzile, tatăl meu este tâmplar și spunea, ne-a pus Dumnezeu pe inimă ca fiecare din biserică să aducem alimente și să vi le aducem vouă. Și au venit acolo cu cartofi și fasole și smântână și majun. Și pentru mine a fost așa de puternic acest exemplu, această minune care s-a întâmplat în familia mea. Și mi-am spus, wow, mama mea chiar are un Dumnezeu viu. Mama mea chiar se roagă, chiar comunică cu un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Care e direcția care o dai copilului tău? Ce vede copilul tău în tine? Înțelegi că tu ești lumină pentru el, ce te vede copilul că faci, aia va face și el. Adevărul pe care tu îl pui în inima lui, în mintea lui, va rămâne pentru totdeauna. Care e direcția pe care o dai celor de lângă tine? Ce văd oamenii în tine? Vor să spună colegii tăi de muncă, colegii tăi, băi, vreau și eu să vin cu tine la biserică. Pentru că văd și îmi place așa de mult de familia ta, văd... Așa de fain te înțelegi cu partenerul tău. Îmi place așa de mult cum vă înțelegeți, cum vă respectați, cum vă ajutați unii pe ceilalți. Mă uit la copiii tăi și văd așa de bine crescuți. Eu nu știu ce faceți voi, eu nu știu ce aveți, dar îmi place cum trăiți. Eu mă uit la viața mea și sunt așa de panicat, sunt așa de îngrozit. Mi-e groază să mă duc acasă și stau peste program la lucru pentru că nu mă înțeleg cu soția. Dar mi-ar place să văd, să mă înțeleg. Mi-am pierdut copiii. Copiii nu mai vorbesc cu mine pentru că nu mi-am făcut niciodată timp pentru ei și văd cum tu te duci cu copiii tăi și ai un timp fain împreună. Vreau și eu să vin cu tine la biserică pentru că știu că mergi la biserică. Nu știu ce înveți acolo, dar îmi place ceea ce văd în viața ta.
N-am citit niciodată Biblia, dar dacă Biblia înseamnă să trăiești o viață ca ta, și eu aș vrea să trăiesc așa. Care-i direcția care o dai oamenilor din jurul tău? Ce văd oamenii în tine? Ești tu sare, ești tu lumină pentru lumea asta. Ești un om influent. Ești un om care transformă și impactezi viața celor din jurul tău. Hristos spune, da, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Dar nu va fi ușor, dar spune Hristos, zice, eu voi fi cu voi. Eu voi fi cu voi până la capăt. Ești tu lumină, ești tu sare. Dacă n-ai mai fi, ar simți cineva lipsa ta? Ar fi lumea asta mai săracă? Ar simți cei săraci că nu mai are cine să-i protejeze și să lupte pentru ei? Ar simți cei fără voce care nu știu că pot să vorbească? Ar simți că nu mai e nimeni acolo care să le ia apărarea? Ar simți copiii tăi că au pierdut persoana în care, pe care se puteau baza cel mai mult? Ar simți biserica lipsa ta? Ar simți colegii tăi? Ar vedea ei sau știe ei, ne dor să mai fim încurajați, să mai fim, să vedem bucuria din omul ăsta. Că suntem cuprinși în jurul nostru numai de deznădejde și de știri negative și de morți și de războaie și pandemii și crize economice și nu mai știm ce să facem. Dar când îl vedeam pe el, când o vedeam pe ea cu speranța și cu bucuria care era în inima ei, în inima lui, că indiferent ce venea în viața lui, indiferent de furtună, cât de puternică, se comporta ca și cum ar avea pe cineva alături care poate să biruiască orice furtună. Și ea ne spunea că Iisus, el ne spunea că Iisus. Aș vrea să ne rugăm, aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să închidem ochii și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu care e prezent aici. Pentru că noi suntem biserica Lui. Noi suntem biserica Lui Iisus. Și suntem adunați aici în numele Lui și spune Scriptura că dacă ne adunăm aici doi sau trei numele Lui, El vine prezent aici, e prezent în mijlocul nostru prin Duhul Lui cel Sfânt. Lasă Duhul Sfânt să te cerceteze. Lasă Duhul Sfânt să-ți vorbească. Lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți descopere lucruri care trebuie să ți le descopere. Vino înaintea Lui și spune, Doamne, vreau să fiu sare și lumină în familia mea. Poate că n-am fost soțul care ar fi trebuit să fiu, poate n-am fost soția pe care ar fi trebuit să fiu. Poate n-am fost mama sau tatăl care ar fi trebuit să fiu. Doamne, vin înaintea Ta și iartă-mă, dar ajută-mă ca acum să fiu. Ceea ce mă chem să fiu. Doamne, poate n-am fost colegul potrivit. Poate n-am fost un exemplu bun la școală, la lucru. Lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Vino înaintea Lui și spune, Doamne, da, ăsta sunt, ăsta am fost. Dar aș vrea ca de astăzi să fiu sare și lumină. Ridică-te! Ridică-te, Hristos spune că este cu tine. Hristos vrea să te ajute să trăiești în chemarea pe care o are pentru viața ta. Nu mai sta,
nu mai sta în locul în care ești. Ridică-te și lasă Duhul lui Dumnezeu să te transforme. Lasă Duhul lui Dumnezeu să se atingă de tine și pleacă astăzi de aici transformat, plin de bucurie. Că Hristos te-a făcut astăzi un om nou. Alege astăzi să fii sare și lumină. Și du-te cu puterea pe care ți-o dă Dumnezeu. Și lasă-L pe Dumnezeu să scrie prin viața ta istoria. Așa cum a ales pe cei 12 oameni simpli și a scris istoria acestei lumi, așa Dumnezeu vrea să scrie istorie prin viața ta. Alege să fii sare și lumină. Alege să trăiești cu Hristos în fiecare zi. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare.